Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal numindu-se Minecraft Modat Enigmatica, capitolul 4, Kill. Fraților, știu că pare tâmpit lucrul care eu o să-l fac acum, numai că o să mergem și o să tăiem lemn. În cazul ăsta continuăm să stocăm ale noastre dragi iteme aici. Deci nouă ne mai trebuie, știi cum, fix numai un porcelan clay. Și termină o chestie asta aici. Stone flint matocul, nu știu la ce aș putea să-l... Pot să-l distrug cumva? Sau tot o să ocupi spațiu? Bă! Fai de capul meu! Eu sunt retardat, mă! Nu mai trezi și noaptea! Hooray! Stai, bucurii, 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 bucurii. Deci pot să mă duc să mă culc. Detect. Claim. There you go. Și acum dacă luăm unde văd eu chestia. A, înseamnă că nu trebuie să fie gol în mijloc. Dar nu e nicio problemă că se face. Că avem de unde. Tada! Yes! Avem Cocoven! Și aici putem pune orice prostie bun. Hai să dormim. Gata, nu mai trebuie să... Nu mai trebuie să ne batem capul. Yes! Doamne, nu știți voi cât de bucuros și eu. Că am reușit. Bă, cum stătea porțelan, dar doar știam, mă, că mi-am rămas. Bun, hai fiți antenă. Fiți antenă, ce facem aici? Nu o să folosim, adică am putea pune cărbune să-l transform în ceva, dar putem folosi lemn pentru că gen avem extraordinar de mult. În viitor o să vrem să mai facem treaba de asta. Whenever you want, bruh. A, sau e posibil să fie nevoie să punem cărbune. Da, deci pui cărbune și îl face. Și face ceva. Dar e mic mai bun cu redwood. Și în fine, și o să facă gen o mâzgă. Sună tare ciudat treaba asta, dar așa, chiar e o mâzgă chestia aia. Și noi trebuie să o luăm cu ceva, știi? Mâzgă. Bă, tu ești destul de ingot? Nu ești, mă. Deci tot trebuie să fierbem, deci, nu știu, o bucată de fier. Fierbem o bucată de fier într-un chest, pentru că trebuie să facem niște pattern-uri. Băi, stai că nu-i bun dacă dispare ce... Băi, stai că nu-i bun nici așa. Întrebare, cum facem noi aluminiu? Știu că este o fază, probabil voi știți urlând. În momentul de față. Molten aluminium, dar că știu că este o variantă să faci brass, aluminiu și cupru. Că dacă faci brass, poți să faci casuri de alea permanente. Deci aluminiu și cupru. Cupru avem. Cât era dozajul? Brass. Deci practic îs... Îmi spune și mie cineva? 72 ori 3. Deci înseamnă că trebuie 3 de aluminiu pentru un cupru. Ca să facem un brass, deci putem pune 3 de aluminiu, cupru, 3 de aluminiu, cupru, 3 de aluminiu. Putem face un brass, teoretic, acum, there you go, și acum dacă facem așa, yes, și ne trebuie un lingou, mă rog, de acum noi tot o să folosim asta, astea două, ca să le consumăm, și acum dacă luăm un lingou ăla, punem acolo ca să, chestii, acquire, hardware, yes, și avem destea permanente. Sharpening kit, poate să rămâne acolo și acesta. Ingot cast. Bun, pentru că noi vrem să facem iron sword. Probabil. Cred că vrem să facem asta. Doamne, am făcut și brass. Doamne, ferește. În sfârșit. O să vrem să facem iron, cred. Sau? Nu. Hai să vedem ce se întâmplă aici. În sfârșit, băi, ceva îmi spune că, nu,
Coke, faza e că Coke-Cola-ul, nu, Coke-ul ăsta, durează mai mult, e un fel de cărbunie, dar mai bun. Cărbunii sec sau ceva asemănător. A, da, noi avem nevoie de 3 lingori, stai că am realizat acum de ce avem nevoie de iron. De lingori, ca să facem chili paper, du-te în măta. Ce vrei să fac eu cu tine? A, facem stone flint mattock, asta nu e la cu iron? Nu, tu ești ceva stricat. Poți să fugi. Nu poți să pun chili paper, ieși. Dar, în schimb, putem pune un cartof. Săranu, pune cartof, bă, cum să nu? Băi, dă, doamne, am făcut și noi chestia asta, doamne, fer. Deci, practic, ăsta putem să-l aruncăm la gunoi și ăsta la fel. O să într-un fel sau altul, facem. Ai din cap, nu, ce prost este. Bun. Iron. Yeah. Radu, nu ești foarte atent. Nu, că sunt zăpăcini de unde mă duc în stânga, în dreapta, sus și jos în același timp. Până chiar și eu mă întreb câteva dată ce dracu fac. Mult la rând. Bă, între timp am mai putea pune noi niște fer să hardă. Bun. Mă scuzați. Ah, stai. Stai că nu e așa. Bineînțeles că nu e așa. E cu iron plate. A, asta e că dacă e cu Engineer Hammer, it's fine. Engineer Iron. Nu, lag, măta. Mă tai la veni, în anii ce au trecut. Mă tai la veni, iar s-o băguit. Probabil eu nu vă arată asta. Dar mie mi-arată, dragii mei. Iar este bagul morților lor. Eu stau și vorbesc cu voi pentru că cui pasă? I don't care, I just want to play and talk about my problems. Ok. Deci ne trebuie 3, deci ne trebuie 6. Avem 3 și mai trebuie încă 3. Ok. Și eu care ziceam că avem mult iron. Porcentaj. Una, două. Să mergem noi imediat după iron acum. Una, două, trei. E cux, măi. Oale. Amă. Bun, tăi de asta se consumă, dar na, nu-i bai. Pentru că ceva îmi spune că nu putem să luăm cu celelalte rahaturi. Deci putem face așa, în sfârșit, și pula mea mai repede, hai. Ale. Trite tut plec, pa, 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 putem face ce asta acum. Cred. Mai mult ca sigur, te rog. B, palm, buton, cu stone. Deci dacă cobblestone am eu mâncat, tata. Nu l-am la mine. Fii atent că nu l-am la mine. Ba, am. Cum n-am eu cobblestone, cum n-am eu cobblestone. Mai fă niște loc, tataie. Tu te-ar trompi. Certu scoarțul vieții. Stați, fraților, că începe cea gata. Nu când... Mă rog, nu ne automatizăm, dar măcar reușim să facem chestii. Să dăm înainte, pentru că cam timp de vreo 2-3 episoade am stat pe loc. Which is bad. Only the două chesturi. Oh my god, that's amazing. Motivul în plus, mă duc mai tai lemn. Charcoal să face treaba de aia. Toată lumea bucuroasă. Mai ai? Nu mai ai. Nu da așa mult. Bun, ăla o să fac acolo. Deocamdată noi nu mai avem nevoie de nimic, în afară de treated wood planks. Hai să mai facem unul de la. Mai facem chesturi. I'm like, do fucking chest. Cause, yeah. Bun. Patru chesturi. Bine, boss. Oh my god, spațiu. Spațiu de depozitare. O să trebuiască să facem niște foarte multe ordine. Dar cu siguranță nu acum. Asta ci Stone Pickaxe n-avem nevoie. Asta căcat spart, n-ai treabă. Tu poți să pleci. Tu stai, tu stai, tu stai. Tu poți să pleci. Avem asta de fier acum, gen. That's nice. Tu poți să pleci acolo. Mai dă niște aranjări. Mai dă niște aici niște aranjări. Niște coal. Bag acolo. Încă niște stone. Facem XP. Hai să colim vâleu.
Băi, zgrav, mă. Mă, zgrav, dar n-ați dat seama, românul găsește și o soluție unde poate, unde poate, unde vrea. Putem pune acolo ca să facem. Nu, mă, ta. Tile. Tăpărul. Tile cu tăpărul. Bun. Hai că începem să avem niște ordini pe aici. Putem pune toporașul nostru aici. Și m-am spune, oh, well, that's not what I meant. What? Vedeam că... Nope, that... Stai, ceva? Nope, nope. Fata că dacă dai click dreapta cu pickaxe-ul în Tinker's Construct în versiunea 1.7, nu mă întrebați de ce știu asta, că nu o să vă răspund. Bine, o să vă răspund, pentru că m-am jucat... dar putem să-l punem aici. Aha! M-am jucat Texit pe laptop, că a fost la examen și chestii. Și da. Foarte, foarte logic, explicații. Explicații foarte logic, nici vorbesc mai. Ah, mai avem un unde 10. Băi, hai să golim backpack-ul. Foarte de folosit backpack-ul ăsta. Bravo la șmecherea aia care ziceau, bă, faci un backpack. AKA jocul. Ăștia cu extra boosturile lor. Bă, asta aș vrea să iau la mine. Asta că putem să-l transformăm în cherosite oil de la interesant, bun, tu puteți să stați pe acolo. Astea le luăm ca să le punem dincolo mai jos. Mai punem mai jos aici. Avem loc? N-avem loc, să facem. Foarte, foarte mult loc ocupă gravelul, din păcate. Dar hei, ce? Am mâncat, am... Știm cum miroase? Știi cum miroase? A. F7 pentru chestia asta. Astea sunt chunk-uri. Mă rog, unde aici ai, unde e lumină, am impresia că... Asta F5. Este o variantă să-ți vezi chunk-urile și chestia. Aha, F9. Deci aici noi suntem într-un chunk și ăsta de lângă e în alt chunk și... Funcții astea poți să faci chunk loader și căcaturi de genul. Băi, nu, ne mai trebuie lavă. Ah, mai faci lemn. Stai, stai, stai. That's just awesome. Băi, voi nu știți, adică cred că nu știți cât de bucuros sunt că pot să fac chesturi. Cred că o să fac numai chesturi acum. Asta eventual o să rămână acolo așa. Gen, carisaip. Vine noaptea, dar nu contează că putem dormi. Dar o să fac acolo ușor, da. Oh, perfect. Trebuie să noi să upgradăm. Știu că este o chestie numită Time in a Battle, care gen stachează timpul pe care tu joci. Dacă stai AFK și chestii de genul și poți să timpul ăla, poți să-l folosești ca să dai speed la anumite de blocuri. Dar nu știu cum să faci. Battle of Milk. O fi asta? Time in a Battle. Yes. Oh. Ok. Trebuie diamante și clock, care probabil nu... Ah, bă, da, trebuie să faci asta normal. Gold, două diamante și glass battle. Growth Zav. Bun. Hai să continuăm noi un pic expediția noastră a minerilor. Engineer. Aha. Digi Hole. Ah, interesant. Bun. Putem lăsa acasă? Nu avem unde. Dar stai! Că acum avem chest. Putem să mai facem chest în bapla dacă nu fac vreo 3 chesturi ca popa. Tu n-ai treabă. Și aici, afară, nu contează. O să trebuiască să retușez casa asta. Mă rog, să o retușez. Să o retușez de AKA, să o fac convenabil pentru că arată fix nasol. Arată cum nu ar trebui să arate o casă. Cred noi. Știi, nu create chest. Chest. Ok, whatever. Văd că nu-l pune. Ciudat. Pentru că probabil nu trecea chesturi. Yes. Punem la etaj chesturile. La etaj am zis. Da, bun.
Who gives a damn shit, nigga? Bun, în general hammer nu o să-l folosim acum. Ideea e că noi trebuie să mergem să facem următorul quest la... Oh, al lui Kiln. Și asta e o fază. Kiln Brick. Hai vedem ce trebuie. Și după aia mergem să continuăm. Red Sandstone. Adică presupun că orice Sandstone. A, băi, pe asta putem face rapid. Asta putem să facem rapid, dar... Hai să nu mai pierdem vremea. Și gen, dacă tot putem să facem repede, hai să-l facem. Măcar ne-o luăm de o grijă, știi? Trebuie nisipul care probabil este undeva pe sus. Nu? Nu? Dar unde te-am scăpat pe tine, dragă nisipule? Ah. Aha. Sandstone, asta termină. Corect. Putem face kiln. 4. Ceva îmi spune că nu îi... Hai să citim cartea, pentru că presupun că scrii în carte. Nu mai știu exact. Știu că asta e de 3x3 kill, nu cred că e de 2x2, dar nu sigur. Cocovon, alloy kiln, there you go. Da. 1, 2, 3. Ok, dai, de 2x2. Grozav, putem să-l facem. Facem pe Assassin's Creed, vreți? Ha, boom, damage. Bă, facem noi niște loc pe aici. Și dacă stai acolo, ar fi ok să-l facem pe aici. Like, ceva în față, așa. Acolo. Ok. Mai trebuie doi. Cine lipsește? Sandstone. Grozav. Tocmai am făcut rost. Perfect, încă doi. Cine lipsește? Sandstone, mai mult sandstone. Prietenii. 1, 2, 3, 4. Cred că o să fie de ajuns. Oh. Oh, never mind. Trebuie 200. Nu, potato meu. Trebuie replantat. Time in a battle. Cred că asta o să fie următorul nostru checkpoint. Mă rog, după faptul că trebuie să facem ceva upgrade Diamond. Cause yeah. Acum dăm cu ciocanul și o să fac chestii. Haha, kill. Mamă, ce fain arată să mor eu. Nu știu la ce ajută. Probabil scria pe acolo. Simple finance made out of heat resistant sandstone and bricks within temperature high enough to allow metals to melt into fluid state and mixed, creating an alloy that allows to creation of important alloys like electrum and constantan without requiring textured mixing of dust. Deci, practic, ăsta ne ajută să facem diferite lucruri. Și cu ocazia asta... Oh. Probabil trebuie să-l spargem. Which is sad. Pentru că, gen... Jocul trebuie să vadă că am avut 8 blocuri de astea în total. Probabil, there we go. Da, ok, pentru că nimic nu se întâmplă rău. Gen, îl refacem la loc. Să mai mâncăm niște hazelnuturi de astea. Și o să luăm... Uite asta de sus. Cu puțin noroc. Transformer upgrade, increase energy input tier by 1. Asta pentru IC, Industrial Craft 2. Foarte mare ajutor. Wow, ne-a dat 8. Aș fi preferat de speed. Dar să știți că e foarte, foarte valoros chestia aia. Pentru că presupun că deja în modul de bază e foarte dificil să-l faci. Da, aici e total. Presupun că putem face orice. Da, putem face. Nu e chiar așa dificil, dar trebuie foarte mult gold. Și rubber. Ceea ce noi nu avem în exces pentru moment, which is
Which is a lot of yeah. Știi? Clar ne trebuie lava. Bun, tu. Mai putem face ceva? Mai putem face ceva? Ar trebui să nu mă mai duc atâta înăuntru. Ar trebui, chiar ar trebui să reconstruiesc casa asta. Yeah. Uite, ne așteaptă aici. There we go. Nu știu, încerc să fac o anumită ordine, știți? Nu zic că încerc să automatizez total. E daytime. Cât e ceasul, mă, cover? Nu cred că avem timp să mergem. Este un lac de lavă. Unde suntem noi? Bă, Dic, unde sunt eu? Alo, there we go. Este un lac de lavă undeva pe aici, parcă, nu? Nu. Interesant. Fraților, dar cam aici o să trebuiască să oprească și acest episod. O să încerc să găsesc niște lavă, să eventual în episodul următor, la începutul următorului episod, să mergem în căutare de lavă. Este asta plin aproape, holy shit. Ok, avem foarte mult iron. Clay, not bad, dar avem brass acum și ne putem... Da, eu am fost un Hungary Migro, iar voi ați fost voi și până data viitoare, fraților. Nu uitați să dați și voi un like și un subscribe dacă nu sunteți deja abonați la acest canal. Și lasă și tu un comentariu să-mi zici, nu știu, ce părere ai de videoclip și ce vrei ca să fac în primul rând. Cu ce moduri vrei să mă joc. Să încep să mă joc. În continuare, adică. Ce zici de chestia asta? Hai să facem așa. No bun. Ciao.